Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias. Continuăm seria materialelor privind construirea unui proiect de dezvoltare instituțională. Astăzi ne ocupăm de analiza factorilor interni și externi. Această analiză furnizează răspunsuri la întrebările: ce valori deținute de instituție pot conduce la punerea în practică a viziunii? Care ne sunt punctele tari față de alte instituții similare? La ce capitol rămânem în urma altor instituții? Care sunt neajunsurile ce blochează realizarea viziunii? În ce măsură activitățile desfășurate și comportamentul nostru corespund celor declarate în misiune? Ce stări, condiții din mediul extern pot influența în mod pozitiv sau negativ capacitățile noastre? Instrumentele aplicate în acest proces sunt foarte variate, cele mai cunoscute fiind analiza SWOT și analiza PESTE. Analiza SWOT reflectă atât mediul intern cât și pe cel extern, pe când analiza PESTE doar pe cel extern. Se recomandă a se realiza mai întâi analiza PESTE, rezultatele fiind utilizate ulterior la completarea cadranelor oportunități și amenințări ale graficului SWOT. Analiza SWOT. Cele patru cadrane, punctele tari, acestea sunt controlate de instituție. Se referă la mediul intern. Punctele slabe sunt de asemenea referitoare la mediul intern, care împiedică obținerea unor rezultate mai bune. Oportunitățile sunt factori atractivi externi, necontrolați de instituție, dar de care aceasta poate beneficia în soluționarea problemelor. Iar amenințările sunt factori necontrolați de instituție, externi, dar care ar putea influența puternic strategia de dezvoltare a acesteia. O amenințare poate pune în pericol capacitatea organizației de a crește, poate crea probleme, poate crea prejudicii. Mesajul transmis de analiza SWOT este următorul. Indiferent de viziunea asupra viitorului, procesul de luare a deciziilor ar trebui să includă câteva elemente. Fundamentarea pe puncte tari, eliminarea punctelor slabe, exploatarea oportunităților, îndepărtarea amenințărilor. Posibile greșeli în realizarea analizei SWOT, o clasificare eronată a factorilor intern-extern, o descriere vagă, greșeli în ordonarea punctelor forte și punctelor slabe, nu se face referire la misiunea și viziunea organizației și celelalte greșeli pe care le putem face într-o analiză SWOT. Analiza PESTE. Cuvântul P, litera P, vine de la cuvântul politic. Se referă la politicile educaționale naționale, regionale și locale, politicile și programele de reformă, modul în care acestea pot influența funcționarea și dezvoltarea instituției. Se ia în calcul contextul actual de descentralizare, precum și politicile de dezvoltare regională și locală. În ce mod politicile educaționale și cele generale de dezvoltare la nivel național, regional sau local favorizează obținerea rezultatelor stipulate în viziune? Economicul se referă la tendințele și resursele existente la nivelul analizat. Ce impact va avea expansiunea sau recesiunea economică asupra dezvoltării instituției? Socialul se referă la modul în care sunt abordate, la scară națională, regională, locală, problemele sociale și la atitudinea diferitelor grupuri față de educație, de exemplu, nivelul șomajului, nivelul sărăciei, nivelul și structura delincvenței, măsura în care educația este percepută ca mijloc de promovare socială. Tehnologicul se referă la nivelul tehnologic accesibil educației și formării. De exemplu, există resurse pentru instruirea la distanță? Există suficiente spații de formare dotate corespunzător cu echipament? Câte familii au calculatoare personale și conexiune la internet? Câte familii au acces la televiziune? La ce posturi
ce posturi urmăresc, dacă urmăresc posturi educaționale. Ecologicul se referă la resursele și problemele ecologice existente la nivelul analizat. În ce mod tendințele din domeniul mediului pot contribui la dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de instituție? Neajunsuri în realizarea analizelor. Concluziile despre punctele forte și slabe ale instituției nu au legătură cu datele prezentate în nota informativă sau nu sunt confirmate. Nu sunt analizate unele aspecte ale activității instituției. Nu sunt clare criteriile în baza cărora sunt oferite calificativele. Forte, bun, slab, rău. Concluzii contradictorii, de exemplu, cadre didactice cu inițiativă, aceasta este punct forte, și cadre didactice pasive, punct slab. Oportunitățile sau amenințările sunt prezentate nu ca fapte sau tendințe, ci ca propuneri, ca intenții de a face ceva. De exemplu, implicarea cadrelor didactice în diferite formări, corect ar fi mai multe instituții publice, neguvernamentale și private, oferă posibilități de perfecționare. Sunt și alte neajunsuri, le-am enumerat pe acestea. Vă urez succes în analiza datelor.